Am revenit astăzi, am ieșit ceva mai devreme. Să sperăm că nu ne prinde ploaia și astăzi. Am crezut că se intră pe jos. Alternatorul are două șuruburi. Să fiu atent că am lovit lentila de chestiile astea. Un șurub în partea de jos pe care pivotează și un șurub de reglaj în partea de sus. Acela este acolo, trebuie să ajungem. Care se vede că culisează într-o buclă și așa se slăbește și se scoate cureaua. Vreau să scot cureaua de pe alternator ca să văd dacă se mai aude zgomotul acela sau nu. Canista de carbon. Și acum ar trebui să ajung. Mamă, și îmi vine fix în injectoare. De alimentare. Încerc să scot linia de alimentare cu benzină. Sper să nu fie prea rău. Să mă descarc întâi. Hai, domnule, că ești.
foarte greu accesibil și din cauza aerului condiționat și linia de injectoare. Trebuie ajuns undeva acolo, pe lângă toate astea. Nu trebuie desfăcut complet, doar slăbit, unde ajuns încât se poate fi mișcat alternatorul. Nu știu dacă se mișcă, cred că trebuie să-l desfac și pe ăla de jos. Normal, ca să se rotescă. Și acum ar trebui să fie suficient. Dacă nu mi-ar curge și benzina pe mână, ar fi ok. Destul de înțepenit. Ok, am prins așa. Așa cum trebuie scos și de la aerul condiționat. Că vine peste asta. Tocmai am pornit motorul fără alternator. N-am mai filmat că n-am mai fost pe faza, a fost destul de... Am renunțat până la urmă la să mai desfac și compresorul de la aerocondiționat, că e foarte, foarte dificil. Nu știu cum ajungi la... Și măcar cu din aia, cu tubulară, nu ajungi la alea. Și am dat pur și simplu cureaua așa pe după... O să o aduc pe cureaua de la aerocondiționare și să o dau cumva în spate, ca să n-atingă. Și într-adevăr nu se mai aude nimic. Ceea ce e vestea bună. Vestea proastă e că s-ar putea să trebuiască un alternator nou. Vestea bună e că la distribuție sau motor sau ceva mai urât. Și chiar nu-mi place cum arată pe aici până într-o. O să pun și capacul acela, deci e totul plin de nămol. N-am mai pus capacul respectiv și intră pe aici. Pe aici intră multă, multă, multă apă și noroi și toate cele. Da. Încă o problemă. S-a rupt o parte din improvizațiile mele de la filtrul de aer. Aici crapă un pic, va trebui să am o abordare mai inteligentă, nu știu. Mă gândeam să tai așa ca un pătrat aici, să prind cumva o placă și din placa aia să plec cu niște tubulatură, ceva de undeva. E horbacul aproape, nu e o problemă asta. Cureaua este pe poziție, acum trebuie să văd cum fac să trag înapoi alternatorul, iar împing aerea în el. Asta nu merge cu mâna, nici vorba. Nasol.
Că trebuie alta ca să și strângă în același timp. Să-l țin în tensiune și să-l strâng, ca să-l pun pe poziție cu cureaua întinsă. Ca altfel nu face nimic. Dacă doar îl împingi, îl lași așa și îl șurubezi, o să fie cureaua largă, trebuie să-l țin în tensiune în timp ce strâng șurubul. Și mai și alunecă. Cine nu știe, benzina e și lubrifiant. Care conține lubrifianți. Ia la numai care e întinsă. Ar trebui să fie ok. Canistra de carbon. Doamne, ce hală am făcut. De neapărat să curăț motorul. Și cum o să trebuiască să mă apuc și de ăsta. Și șurubul deja s-a uitat. Și acum fac o probă să văd cum s-a aud acum. Și o să mai încerc ceva, o să încerc să spăl alternatorul cu ceva, să vedem după aia. Momentan nu se mai aude, dar e posibil și benzina care a curs din linia de alimentare să-l fi curățat un pic, să fi fost de la nămol. Acum aș vrea să mă uit, să văd cum fac să pun capacul acela la loc. Asta e capacul și e o problemă foarte, foarte mare, că ăsta protejează motorul de stropire cu ce e pe jos. Și se vede ce s-a întâmplat dacă l-am lăsat scos. Problema e că mi s-a rupsese la niște șuruburi de la el. Toate șuruburile sunt rupte și înfipte în tablă. Da, pare să se țină destul de bine și așa. Nu cred că e o problemă.
dacă se mișcă, nu e căzut în niciun caz, nu cade. O să facă vreo zgomă, ceva. Eventual se bat niște autofiletate, dacă merge. Mai acum, au rămas în găuri, toate șurubările rupte în găuri. Păi cam atât. M-apuc acum să curăț alternatorul. La revedere!